Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. O să facem o bătălie între cei care sunt oficiali în mafie și cei care nu sunt oficiali în mafie. Băi, trece și voi acolo un pic în linie. Gata. Tu în partea asta, altă, Gigi. Iartă. Da, puteți să veniți mai aproape un pic? Adică cum am făcut și data trecută, să stați aici? Băi, nu, voi mergeți, voi rămâneți acolo la perete. Băieți, de data asta o să rămâneți voi aici și noi o să mergem în cealaltă parte. Tot așa, o să intre Omera sau ceva pe care va pe căscuță, parcă Omera și era. Și o să dăm startul, da? Faceți-vă planul, vedeți că data trecută am ajuns foarte ușor la voi în bază. Eu cred că trebuie să lucrați puțin la treaba asta. O singură chestie trebuie făcută aici, trebuie să existe lucru în echipă. Bebe. Lucru în echipă o să vă facă să câștigați. Nu mai fiți bombardier să mergeți voi să faceți, că degeaba faceți voi doborâți 5 oameni dacă noi suntem 10 la voi în bază, înțelegi? Sunteți egal cu 0. Timur, trebuie să vă... Bă, treci odată acolo că nu te-am întrebat eu nimic. Ce dracu te-ai trezit vorbind? Credeți că ați înțeles? Da. Mai ales ăștia micii. Da. Ăsta din stânga și ăsta din dreapta. Da, da. Implicați-vă și voi acolo ca treaba să iasă bine. Nu mai fiți voi bombardieri să fugiți înainte, da, să faceți să deci. Noi le-am spus să rămână în spate și... Băi, toată lumea trebuie să... Băi, fii atent, Bursuc, tu cu ăsta, Bursuc, cu Meraj, voi sunteți șefii la brigada asta. Voi trebuie să faceți să iasă bine. Domnul Bebe. Niciun domnul Bebe. Domnul Bebe, dar dacă noi am venit pe aici și... Nu se poate da startul. Faceți-vă și voi. Dacă voi sunteți bombardieri și n-aveți niciun plan, nimic, voi mergeți înainte ca să nu mai zic ce, normal că vă grăbiți. Noi am stat aici, am făcut un plan, am împărțit care cum ne ducem, ne-am băgat pe o căscuță separată ca să vorbim, să facem, să dregem, să ne ajutăm, să ne... Dacă avea flancul vreo problemă pe dreapta, ne duceam pe cealaltă parte să-i ajutăm. Voi v-ați dus ca bombardieri înainte. Oh, am dobărât 4 oameni. Și noi eram 10 la voi în bază, să stăteam și așteptam. Da. Deci vreau de data asta, Bursuc și cu, și cu Umeraș să îi organizați pe băieți să fie treaba bună. Ok? Da, da. Mașini mai aveți aici? Hai că o să vă punem câteva mașini. Voi mergeți dincolo până atunci, până le punem mașini. Băieți, aveți mașinile aici, eu am plecat, vă las să vă faceți planul, o să dureze și la noi un pic până ne facem planul. Ești Umeraș și intră pe căscuță acolo ca să dea startul și după aia puteți să ieșiți, vă înțelegeți. Hai, vă pup. Avem și în partea asta la altă mașinile, băieți. O să înceapă un CSGO pe cinste. Nu trage, nu trage. Nu trage. Explodează alea, nu explodează. Nu? Astea roșii. Păstrăm aceleași echipe, da? Mai știți echipele? Da. Bebe. Da? Fii atent, doi, să meargă pe partea aia. Că gen locul ăla e favorabil pentru ăștia care vin de aici. Ok. Că gen ai foarte multe cisterne. Și treci rapid pe acolo. Ok. Păi o să mă duc eu atunci pe partea aia cu încă unul. Salut, nu, Andrei, mulțumesc de subscribe. Păi nu știu. Păi hai să mergem tot care au mers data trecută. Care a fost data trecută cu mine? Eu și cu încă unul. Ok, haideți. Tu, Gigi, te duci pe partea cealaltă. Fii atent, Gigi, trebuie să, nu știu, care să încerci, să încerci dacă puteți, să ajungeți repede la... Sunt niște din astea de curent, niște transformatoare din alea. Ok. Încercați să ajungeți acolo repede. Da, am înțeles că am... Aveți careva o apă? N-am unde să mă ascund aici. Da, cu tine am fost și cu blond. Am înțeles. Voi doi ați fost? Voi trei? Alin. Ok. Italian, aici. Unde sunt oamenii tăi? Voi mergeți mai încolo, ai mei, mergeți mai încolo. Era la cu casca, unde? Puțin mai încolo. Nu știu. Ios, mă, ok. Deci fii atent. Cătălina, voi o luați pe partea aia. Da. Italiene, voi o luați pe aici, pe stânga, da? Ok. Bă, zile la... Gigi, rămâneți acolo, nu înaintați, ca să dăm start cu toți. Da, da. Pericol, nu faci de noapte, sau rămâne așa? Las-o așa, mă mai interesează cum e. Voi mergeți pe dreapta, că nu vezi pe unde pe mijloc. Dar vin aici, Ceaușescu. Rămâneți puțin aici, că dăm startul gen toți odată.
Să dați voi startul. Italine, dă startul pe căscuță. Dă și tu startul pe căscuță, Cătălina. Bine. Haideți să începem cu bătălia. Hai, bebe, că a dat trecută. Hai că am mai dat o dată revive. Ca să fim siguri. Păi mi-au cerut ei, dar am uitat. Da, da. Ăștia ai mei mergeți cât mai aproape. Aveți grijă că o să iasă până stânga, să știți, hai mai pe margine. Țeane, suntem noi, ia bă! Uite-l, el ai văzut, bebe. Nu l-am văzut. Stai cav. Care garaj, că nu văd niciun garaj? Aolo, vezi că trage aia, aolo, ce era să mă sparg. Vedeți să nu tragă din partea aia. Mă, bebe, mor, bebe. Păi stai ascuns, dar unde e ăla pe garaj? Care garaj? Nu știu, a fost pe garaj și după fugit și acum trage de altundeva. Uite așa. Mai te băga în fața mea că te împuși pe tine! Hai, înaintați aici, înaintați că suntem aproape de baza lor. Nu putem, că ne batem cu cineva. Mortu-nu sus. Unu sus acolo. Vezi că trage de sus noi. Ce mine, bă! Bravo. Ăla de sus, hai să pușăm ăla de sus. Vedeți că e unul aici, în față. Bursuc. Bravo. E unul aici, la noi. Mort. E unul la mașini, aveți grijă. Faza la ei, doi în faza la ei pe mașini. Unde? La ei, la mașină. Vinde la pot, vinde la pot. Aproape, sunt foarte aproape. Am ajuns în bază. Ala, și eu. Mamă, am nu mărit în alea. Ai unul în spate? Nu, am câștigat, cred. Da, clar. Aia zic. Mort, toți, nu, bebe, ce să-i facă? Cu partea noastră putut să... Încă unul în față! Mai stai acolo încă unul! Păi oricum... Ăla e prietenos, mai trageți în el! Și mai stai unul sus! Nu mai tragi, că i-a ajutat! I-am dat. Mamă, ce meci a fost ăsta. A fost un meci greu, frate, dar mă disperă ăștia cu vremea lor. Bă, omule, am rămas fără gloanțe fix când ai venit tu. Hai că a fost un meci bun. Da, voi sunteți și limitați de gloanțe, sincer, dar și trageți mult, aiure. Eu am reușit să omor doar unul, acolo pe mine. Bă, ce meci frumos am avut. Mai dăm unul. Nu mai am gloanțe. Nu mai stau să-mi parduc. Cine nu mai are, dar fii atent. Care căscuță? Pe căscuța noastră nu mai întrebați care căscuță. Cine nu știe, nu intră, aia e. Când o să fie din cum facem, o să ne împrăștiem cumva în toate lucrurile, nu știu, ne ascundem fiecare. Și după aia dăm startul cumva, de aia zic să fiți toți pe căscuță ca să dăm startul. Fără fiecare pentru el, aia e ideea. Ai murit, să vedem cine rămâne ultimul. Cine rămâne ultimul trebuie să vină aici în parcare să stea în mijloc. Italiano.
poate ne campează unul după cutie și când ajunge. Păi aici, ce să faci? Care ajunge ultima aici? Hai, sunteți gata? Ați intrat pe căscuță? Ia uitați, băiți, unde m-am suit eu. M-am suit pe acolo așa frumos, saca-paca. Și o să încerc să stau aici. De aici văd, de aici de sus. Ideea e că văd și dacă vin oamenii aici, știi, la sfârșit și pot să trag după ei. S-a dat start? Acolo, gen. Că nu era la piscină. Nu, nu s-a dat încă. Așteptăm ca toată lumea să-și ia poziție, după care se dă start. Bă, Gigi, eu zic să pleci de aici, că te știu. Și eu te știu. Păi, hai să vedem care e mai mecher atunci. Na. Te știu. Pleacă de aici, pleacă. De ce? S-a dat start? Nu, mă, nu s-a dat start, nu s-a dat start. Sunt doi băieți aici lângă mine. Liniște, da. Puteți să dați revive din nou că s-au omorât ăștia fără să... Da, da. Ok. Doamne, vine unul, mă omoară, bă, vărule, incredibil. Liniște, liniște. Unul a tras în mine, fără motiv. Păi nu mai trageți, băieți, nu ne putem liniști și noi puțin? Unu, star bătălie. Nu, era unul pe aici, de-asta mă stau aici, că era unul pe aici. Ce pe bătălia, băieții, care pe care gen? Trebuie să fiu atent din toate părțile. Să nu mi-o dea careva. Știu că era unul aici sus, uite-l, am văzut pe unul pe acolo. Ce faci, mă? Mamă, ce l-am spart pe bursuc, săracu. Anul ăsta e, cum-l cheamă, Măraș. Suri. Suri. Și frică pe aici, frate, să nu fie cineva. Hai să înaintez pe aici. Să opresc eu chat-ul ăsta, că mă disperă chat-ul. Să nu fie cineva pe aici, pe-n trăste. Pe acolo, pe sus, nu-i nimeni, guys. Mamă, deci ne-am bătut în seara asta. Am zis să fac eventul ăsta pentru că am văzut pe Nox că a găsit o chestie asta cu revive pe o distanță, știi? Și a dat revive la... Poți să dai revive la persoane pe 1000 de metri, știi? Bănuiesc că e un cerc rotund. Opa, uite pe unul acolo și cineva trage de acolo. Cineva trage de acolo, de jos. E frică să nu mă împuște de... E frică să nu mă împuște de acolo, de sus. Deci unul e acolo, în capul de tot. Ui, și pe sus, pe acolo. Uite-l pe ăla, trage. Am început bătăliile. Cred că să nu vină pe acolo, pe spate, să-mi dea ceaiul. E unul pe acolo, pe sus, unul pe jos. Uite, opa, uite-l un băiat. Mă, dar nu văd nimic, frate.
timp sunt eu în viață, mie frică, guys. Uite-l pe ăla acolo. Hai că nimeresc ceva dacă e. Nu ajung, glanțele până acolo, ești nebun. Nu ajung glanțele până acolo, guys. Păi cine mai e în viață? Eu. Mamă, dar mai sunteți mulți. Let's. Eu stau pitică, păi nu mai am luat. Ne batem și noi sau? Da. Eu stau de tot, nu stau. Prea am cum să ies din loc. Eu până acum am bătut 3 de-am. Am intrat pe cască și acum nu mai am arma. Eu doi am bătut până acum. Bătut 3. Eu 1. Eu prea am cum să... Eu îl văd pe unul sus pe cisternă, dar n-ajung la el, n-ajung lanțele la el. Ideea a făcut echipă. Bem mai mult și că se respawnează, nu știu. Păi oricum ar trebui să-și dea respawn. Vezi că și-au ăștia respawn. A, e, se duc, nu-i nicio problemă. Da. Asta e pierdare, mă. Lasă că mai dăm, nu-i bai. Stau într-un cald. Bună poziție din lume aici. Dacă te uiți unde sunt eu, e clar. Gata, liniște. Ideea e că dacă o să stăm să campăm toți, nu mai stăm aici până mâine dimineață. Hai să ieșim toți la și. Ieșim toți la și. Și-o dăm parte. Eu de când te aștept să ieși acolo ca să te pot, poți te bat? Eu mă prind pe aici, dar nu vă pun nimeni, frate, stați prea pitiți. Acum Daul va pene. Ia toși mă că l-au pune pe lângă mine. Și eu. Nu vrei să mor, nu? A mai murit cineva? Nu, că pusele ei nu se bat, stau ascunși. Tu ești ăla de pe casă? Da, da, cu tine o dădeam acolo? Da, da. Hai, ieși la bătaie dacă te ține. Păi da, eu n-am poziție, că eu mai am unul aici lângă mine. Știi ce zic? Stai să scap de asta. Sunteți, mă? Eu mă plimb pe aici, dar nu... Eu vă caut, să mor eu. M-am dus până acolo la mașină, era nimeni. Uite că m-am pușcat și eu în picior. De ce n-ai mai tras, mă, ăla de a trasă mine sus pe casă? M-am pușcat unul în picior. S-a speriat. Și pe m-a lăsat și a văzut că m-a dat jos. Unde sunteți, mă? Bă, nu mai apăsa pe ăla, gata, că îmi spargeți urechile. Bă, mi-am băgat arma în buzunar. Creier. Mamă, băi, nu știu ce să fac. Deci m-am dus până la mașină și încă n-am murit. Da, și eu am fost la fel. Eu? A, tu erai ăla care fugea? Da. Ia că e unul acolo, guys. Să că l-am mort eu pe ăla de la mașină. Cât mai stăți în viață așa?
Nu știu. Eu. Ce ăla, faci? Ăla voia să fără mașina ăla de la mașina, să păsese după ea. Nu, nu, nu. Sunt pe Discord. Faceți CSGO în lumea. Da, da. Nu mă bag acum. E aici la... Ăsta electrici. Electricitate. E italian aici, te învăscă italiene. Nu da revive, Nox. Păi ce să predică și ne împușc. Eram cu unul mort aici și face el, bă, dar câți mai sunteți, mă? Eu nu muream dacă nu trebuia să mă duc înapoi la mașină să-mi iau armă. Italiene, vezi că acolo n-ai cum să te urci fără nuclei. Ba, unde? Aici unde sunt eu? Da. Ba, da. Vrei să vezi? Ia, fiată, vine, încerc să te iau în carry. Lasă-mă, acum... lasă, joacă. Dar câți mai sunteți în viață? 3, 4, 5? Eu. Bă, doar eu mai sunt? Nu, eu sunt și eu. Că, sau noi 4-5. Mai dăm o dată să intru și eu. Durează foarte mult. Ai văzut, Gigi? Tu italienii folosește alea? Ar trebui să dai partajare. Eu n-am încredere în italianul, sincer. Ar trebui să dai partajare. Ia de italieni partajare. Am dat parte și nebun. Bă, unde sunteți, mă, mâncava și gura voastră? Ăla a venit cu mașina să moară copiii mei. Frate, m-am primit respawn după ceva timp, mi-am pierdut toate armele. Cine a venit mă ăsta cu mașina, că l-am și omorât? Cum o să plimba cu mașina pe aici de la noi? Frate, lor cum ce dracu fac, mi-a văzut tot termele, mi-am luat respawn. Aștept. Bă, ce bulanciu. M-a spart, băieți, m-a spart. Dar nu mergea, frate, să trag, nu mergea să trag deloc. Hai că o să-mi dau revive, dar mă ridic gen. Temul mai trage. Mi-am dat revive, dar mi-am dat nou clip. Voi ce ați făcut, mă? V-ați împăcat sau care-i treaba? A? Alo? Voi v-ați împăcat? Ce ați făcut? Dar nu te văd. Păi sunt cu noi clipul. Am murit și am vrut să merg la italianul să văd cum s-a urcat pe chestia asta, că știam că nu se poate urca. Cred că prin spate, dar ai văzut da, cum? Da, prin spate, da. Dar mă mir că am tras. Italianul mi-a luat poziția mea, băieți. Ia să deschid eu astea. Lunetistul ăsta de aici atragea după mine, mă, frate. Ia uite-l pe ăsta, frate, ce poziție și-a luat, frate. Uitați-vă la el. Ăsta nu mai găsește nici naiba, frate, aici. Bursuc, ia uite-l pe ăsta. Bă, era... Bă.
Și de aici puțin cu aia și eu nu mă cam pe aici cu aia cu aia. Uite, uite, să simte să te atuiți. Uite, aici. Care te campa, mă? Uite ăsta nea bebe de aici. Tu, ok. Mai era unul pe aici pe sus? Sau a căzut jos aici, iese. A, nu, uite, mai e unul aici. Mamă, ce-i bate ăsta brusuc? Adevărat. Ia uite-l pe ăsta. Ia uitați-l pe ăsta, mă, e în afară. Bă, intră și tu în curte, mă, nu mai stai aici, nebunule. Intră și tu în curte pe undeva. Oricum, nu se mai bate nimeni aproape. Ăsta pe unde e ascuns? Ăsta e mort, Laur, ok. Bă, urcați-vă, urcați-vă și voi în mașină, măcar să nu-i derutați pe aici. Urcați în mașină, stați în mașină. Da, David. Italianul încă bate la ei. A bătut și pe ăsta, mamă, ce-a făcut bursul cu ăsta, nu rup normă. Păi care ați murit? Ia uite, eu nu mai pot să vorbesc pe păscuță, dar ce-ai fi făcut? Căutați-l pe italianul și hai să... Păi stați un pic, stați un pic, care ați murit, e bine să vă dați responger. Păi eu mi-am pierdut armele, domnul. N-are nimic, îți dăm altele, nu-i bai. Mă, faza este că cine era în parcare, adică Căstiganul? Păi nu, că poți să te omori acum din parcare, nu e vorba asta. Dar poate cine te-a omorât, italiene? Mă, tu stai, stai pe burtă? Nu, mai e unul. Mai e unul. Eu am ajuns la casă, mi-am luat. Nu, nu, mai sunt, mai sunt. Dar nu, că mai mulți au venit înapoi aici. N-au venit, băiatul era pe aici, n-a venit. Nu vine nimeni înapoi aici. Mai sunt mulți? Nu, mai este. Doar unul singur. Ah, eu cu el? Normal. Asta că e o mașinuță mic, bă. Și nu veni aici, care vine cu mașina. Bă, nu veni aici, n-auzi. Uite-l ce face. Poate da peste mine, de ce? Se duce drept. Bă, sunt trei mașinuțe mici pe telecomandă față, în curte, la casă. Da, păi să te joacă ăștia, mă, de Antonix. Mașinile. Da, păstă mine. Da, și puțin, mă, că nu-l au pe băiatul ăsta de mai aici. Bă, unde te duci, mă, nebunule? Unde te duci? Bă! Bă! Sper că ăștia nu se mișcă, că l-am văzut pe unul. Nu mai vă mișcăți dacă ați murit. Ăștia vin cu mașinile mici după mine, mâncavaș. Mă, taci. Unde se duce ăsta, mă, frate? 5462. Hai, nu pot să ne înțelegem. Ăla a fost? Nu, nu. Nu știu de ce se mișcă pe aici. Poate să-l mor și se mai ridică, nu știu. Păi se mișca, a deschis pe bagaj, vă scotoare, nu știu de gură. Dă-i în ei, nu știu. Moră deja, dar nu era să nu amare. Uite Pericul cum a rămas. Uite cum m-am buguit. Bă, cine te-o chemam aici? Aolo, lunetistul ei. Ia trage-mă, bursul, că ieși, trage-mă. Ieși la... Care ești? Ieși, mă. Ești buguit aici, în aia. Mă, eu nu mai am arme, frate. De când tot. Vin un pic în față, mă, față. Vine, aolo, e nebunie, băiți. Bă, bă, liniște, vă rog frumos aici. Vin acolo la parcare. Îl faci, bursuc. Dracu, trage-mă. A, am înțeles, e italianul. Adică eu am câștigat, nu? Nu, nu. Ia, nu ai câștigat, trișezi, voțile. Hai că trișezi, bă! Erai mort în parcare, mă. Nu eram mort, eram pe o frate, ești nebun. Ia, trage-o în glonț în mine. Și în picior, că mori, ești nebun. Mai e unul. Hai, a câștigat lunetistul, bravo, lunetistul. Mhm. Păi, ăștia stăteau în parcare acolo, toți ai drept. Păi, asta e, ai, am câștigat. Gata, ai câștigat, a câștigat lunetistul. Ce? Că e, dar ăștia te-am pușcat lunetistul, mă, italiene.
Ce? M-am, nu m-am pușcat unul din pistol. Bă, da, te-am pușcat de acolo, de sus. Nu, serios, nu m-am pușcat. Nu. Eu l-am împușcat. M-am, acum am pușcat Gigi, dar eu atunci când te-ai venit lângă mine, eu mă, eram erau prea mulți, am bătut patru în parcare și am crezut că de unde sunt eu seama acum aici. Eu am bătut cu mașinile, cred că vreo 4 sau... Da, eu am bătut 6. Bă, băieți, dacă v-am spus eu că s-a terminat meciul, să ieșiți pe aici, că vă dau bani la toți care fugiți pe aici pe curte. Am spus că s-a terminat meciul. Că e derutat de tot ăștia care lărgau, care veneau cu mașinile, care... Cine mai urmă? Hai băi, să închid, că n-ai cum, că ăștia sunt prea bombalei, n-ai cum să faci ceva cu ei, că sunt prea bombalei, băi. Vă mulțumesc pentru video, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați, iar noi ne revedem în următorul episod.